ultima perioadă, traficul din capitală devine tot mai dificil, iar în prezent ambuteajele sunt chiar așa cum nu am mai avut niciodată. Distanță pe care altă dată le parcurgeam în câteva minute necesită astăzi chiar mai bine de o oră. Situația a trezit o serie de nemulțumiri și critici, îndreptate în special împotriva primarului Ion Ceban iar acesta în loc să vină cu soluții, dă vina pe guvernare. Ci că pasul l-ar sabota creând ambuteiaje. Administrarea trafică în oraș se poliție. Eu este De altfel, această retorică a lui Ion Ceban nu e nouă. De câteva luni edilul s-a lansat într-un adevărat război al declarațiilor cu guvernarea. Pe undeva ce bani pare să fi preluat retorica predecesorului său Dorin Chirtoacă, cel care fiecare nereușită din mandatele sale o pasa pe seama luptei cu comuniștii sau chiar a sabotajului din Alianța pentru Integrare Europeană. Și cât lupta chirtoacă cu tancurile rusești, prin spate se desfășurau tot felul de scheme care ne-au și adus la situația dezastroasă pe care o avem astăzi în capitală. Primarul actual merge însă chiar mai departe și amenință cu deconectarea celor mai mari întreprinderi de stat cu sediul în capitală de la rețeaua de canalizare. Pretextul? Pentru că apă canal a fost amendată de către protecția mediului cu 12 milioane de lei pentru deversări de substanțe periculoase în răul Bâc. Din ziua de luni, cei mai mari agenți economici din industria alimentară vor fi deconectați de la rețeaua de canalizare publică. Ceban e un tip inteligent și știe foarte bine că nu are cum să deconecteze întreprinderile de la canalizare și că nici nu e vinovată guvernarea de ambuteaje. În primul caz, pentru că ar încălca legea. Iar ce ține de ambuteaje, acestea apar din cauza creșterii numărului de automobile în capitală, în timp ce locuri de parcare sunt tot mai puține. Iar numărul de străzi și organizarea lor nu s-a schimbat practic din perioada sovietică. Mai mult, traficul devine și mai dificil din cauza unor intenții, în fond, bune de a crea benzi speciale pentru transportul public. Acțiuni care, spre exemplu, pe o arteră cheie, precum strada Creangă, lasă o singură bandă pentru automobile și îngreunează și mai mult traficul pe o stradă care și așa era aglomerată. Iar acuzațiile la adresa poliției, precum că nu s-ar implica în dirijarea traficului, nu prea țin. Polițiștii stau la majoritatea intersecțiilor problematice, dar în condițiile actuale nu prea au nici ce ce să mai facă. Ion Ceban a căruia activitate să recunoaștem în comparație cu administrațiile precedente pare a fi mai bună, a promis în campania electorală că nu va face politică. Și s-a ținut parțial de promisiune în primii doi ani de mandat. Dar ce face el în prezent nu e nimic altceva decât politică pură și o politică de confruntare care nu are cum să contribuie la dezvoltarea orașului și bunăstarea cetățenilor. Am văzut recent niște sondaje din care a reușit că Ion Ceban l-ar depăși la capitolul încredere pe Igor Dodon și ar fi aproape de Maia Sandu. O fi așa sau nu, e greu de spus. Cert e că stânga politică se regrupează și e în mare căutare de un lider nou după ce Igor Dodon a clăcat lamentabil la ultimele două scurtine. Miza pare să fie Ion Ceban, mai ales analizând ce se întâmplă în tabăra dirijată istoric de la Moscova, acolo unde alte figuri vizibile deocamdată nu se remarcă. În fond, nu e ilegal să fii și primar și politician. Ceban ar trebui însă să-și asume asta și să nu uite că până la următoarele alegeri locale mai sunt 2 ani, iar până la prezidențiale chiar 3. Iar până atunci, pentru binele locuitorilor capitalei, guvernarea și autoritățile locale trebuie să colaboreze, indiferent de interesele lor politice.